Adevărul că nici noi n-am fost foarte, foarte activi, dar a fost greu să înțeleg de ce n-au aplicat jucătorii ceea ce am pregătit, să punem mingea jos, să pasăm, să evităm contactele în careul nostru pentru că sunt periculoase. Destul de greu de gestionat. Ne așteptam la un joc greu, în condiții speciale, cu un teren îngust, cu un adversar de luptă. N-am reușit să ne adaptăm și cred că consecința e clară, înfrângere. Era nevoie ca de aer de 3 puncte aici, nu doar de un punct, având în vedere că mai aveți două meciuri foarte grele cu două echipe teoretic mai grele decât Recea, cât de mult vă încurcă, cât de mult vă afectează și dacă se periclitează șansele de a fi în play-off. Da, se periclitează. Acum eu o să-mi asum cam tot ce se întâmplă aici. Dar să mă ia dracu dacă înțeleg câteodată alți factori care influențează jocul. E clar, poate trebuia să fiu mai inteligent de la început și să încercăm un joc mai pragmatic. Poate n-am gestionat bine săptămâna, antrenamentele. Dracu mai știe ce am făcut greșit. Dar m-am săturat să îmi iau castane numai eu, m-am săturat să dau explicații numai eu. M-am săturat să încrape o brază de rușine, m-am săturat să mă vad ai mei trist și să plătesc numai eu. Cred că mai sunt și alții care ar trebui. Ceea ce spuneți dumneavoastră este că nu doar dumneavoastră sunteți de vină, nu? Ba, eu sunt primul vinovat, am spus, îmi asum de la început lucrurile astea și aș propune așa, ca un mod general. Cine mai pronunță cuvântul îmi asum, expresia îmi asum, să primească și 6 luni de pușcărie. Dar direct. Da? Pentru că toată lumea își asumă, dar nimeni nu face nimic. Eu după meci m-am dus la conducător și le-am spus, nu gestionez situația, căutați pe altcineva, plec, nu e ok. Îmi asum eșecul și mi-asum lucrurile astea, nu țin de un scaun și nu vreau să fiu eu în prim plan. Adică vreau să-și mai asume singur? Și alții. V-ați nu mă simt singur. Aici? Nu, eu vorbesc fiecare, știu oamenii care se uită, eu la cine mă refer. Când mai greșesc și alții, vreau să-și asume și ei. Vreau să văd că cineva, într-adevăr, înțelege că a greșit. Dorește să corecteze greșeala. Dar văd că toată lumea așa lasă lucrurile la voia întâmplării și rămânem unii în bătaia vântului, că tot bate vântul aici.